Artiști emeriți și artiști ai poporului cer demisia directorului Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți. Ei îl acuză pe Vlad Slavean de incompetență și că ar încerca să-i concedieze în mod abuziv. Artiștii susțin că dacă nu pleacă directorul, vor pleca ei din teatru. Demisia! 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 Totul a început săptămâna trecută, când 7 angajați au fost anunțați că vor avea contracte noi de muncă, printre care ex-directorul Naționalului din Bălți, dar și Eufrosinea Dobândă Volontir. Actorii, regizorii și coreografii consideră că prin astfel de acțiuni, actualul șef al teatrului îi constrânge să-și dea demisia. Eu plec din teatru, orice nu se va, dacă nu pleacă el, eu plec și noi plecăm toți. Și au să rămână 4 oameni care am înțeles cum ai rămas, cred întrânși, și să fac teatru, dar noi plecăm tot. Deci e niciun compromis. Ar vrea să mă dea afară, dar nu știi cum. Zeci sute de roluri am făcut în teatrul ăsta. Am distinct, artista poporului, am ordinul gloria muncii. Și a ajuns amuia că îți spun, nu-ți place, dar cum dracu să o dăm afară. Ei cheamă pe toți în cabinet și anunță că dumneavoastră plecați din... Dumneavoastră, noi vă trecem la pe oră. Păi stai un pic, omule. Ei au un spectacol în lună sau două spectacole în lună. Tu ai de gând să le plătești de spectacol? Ce o să trăiască omul ăsta? Pe prima zi el a zis că vă trec la oră. După ce s-a început un pic de zarvă, a doua zi a zis că îi trece la 25%. Dacă îi dă 25% și îi mai scoate toate chestiile pentru, adică pentru asigurarea medicală și pentru toate impozitele, ei ies undeva la 5.000, la 1.600, la 1.400. Angajații teatrului spun că sunt intimidați de administrație și amenințați mereu că vor fi dați afară. Mai mult, unor actori cu experiență nu li se oferă roluri în spectacole. E vorba despre spectacolele noastre, care au fost scoase din repertoriu și aveau priză la spectator. Au fost scoase din moduri pur personale, pentru că nu știu de ce, că e montat de altul, de unul sau de altul. Eu am 2 copii și... Îmi pare rău de aceea că toată viața, aproape toată viața, când trebuia să hrănesc copiii cu ceva bun, eu mâncam ceai cu pâine. Vlad Slavean neagă acuzațiile și susține că actualele reorganizări vor aduce în teatru un suflu nou. Totodată, el a dat asigurări că angajații vor avea aceleași salarii. Astăzi le-am propus contracte noi pentru termenul determinat din data de 7 septembrie 2020 până la data de 30 iunie 2021, cu remunerare, deci 100%, nici o schimbare în ceea ce privește salariul. Deci este norma de plină de muncă, nu au avut răbdarea să ajungă să-și vadă contractele în mână, eu așa înțeleg că ajung în ziua, iau contractul și atunci îmi expun părerea. Sunt de acord sau nu sunt de acord? Despre cele întâmplate la teatrul din Bălți s-a autosesizat deputata Arina Spătaru. Ea crede că între angajații teatrului și actuala conducere nu există un dialog constructiv, iar artiștii cu 10 de ani de experiență în spate trebuie apreciați la justa lor valoare. De multe ori tinerii ies în față, dar în spate sunt ghidați și instruiți de către oameni în vârstă și cu experiență. Și un manager înțelept ar putea să gestioneze astfel lucrurile încât să ofere cale tinerilor și un respect celor în etate. Amintim că Vlad Slavean a fost numit în funcția de director la Teatrul Național Vasile Alexandrei din Bălți acum 3 ani.